Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Ihana Ciorbaru și începem seria emisiunii Radiografia Zilei din această săptămână cu un subiect bombă, aș putea să spun. O premieră în Consiliul Local Municipal Constanța, ceea ce în urmă cu aproximativ două săptămâni, sau mai precis pe 4 octombrie, spuneam într-o emisiune că se va adeveri, iată că s-a întâmplat. Instanța se pare că ceea ce PNL Constanța a vrut să excludă, instanța a repus în funcție. Despre ce este vorba? Despre doi consilieri, deocamdată unul este sigur, dar sunt convinsă că și mâine verdictul va fi același, care au fost excluși din PNL și implicit din Consiliul Local Municipal Constanța, însă instanța le-a dat dreptate. Unul dintre aceștia se află alături de mine în platou și este vorba despre domnul dr. Romeo Rezeanu, care a pot să-i spun acum bună seara, domnule consilier din Consiliul Local Municipal Constanța. Bună seara, bine v-am regăsit. Pe 4 octombrie înscriați prima victorie în această bătălie. Da. În instanță, împotriva ceea ce s-a întâmplat în iunie anul curent. Da, pe 4 octombrie, Tribunalul Constanța, secția contencios administrativ și fiscal, s-a pronunțat pentru suspendarea ordinului prefectului de a ne scoate din Consiliul Local și în urmă cu două zile, practic, s-a pronunțat definitiv anularea ordinului prefectului, care din punct de vedere juridic trebuie să aducă lucrurile acolo unde erau înainte de ordinul prefectului. Adică trebuie să se ajungă în a ne repune în funcție de consilieri. Sper și pe mine și pe colegul meu Horia Căliminte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această victorie în instanță? Pentru că domnul Căliminte are termen mâine. Da. Și de cele mai multe ori în astfel de spețe, rezultatele este aceleași, că nu prea au cum să fie diferite, contextul fiind exact același și pentru dânsul. Da. Doamnă, într-o emisiune la dumneavoastră, în urmă cu câteva luni, dacă vă aduceți aminte, eram împreună cu, și cu domnul Horia Călimite și cu domnul Cristi Baisan. Da. Atunci când a intrat în direct și George Moșcină, președintele organizației municipale, da. Și când colegul meu, Cristi Baisan, la vremea aceea consilier județean, a spus că el își dă demisia din PNL pentru că e sub demnitatea lui să lupte cu astfel de indivizi, noi am spus că, domnule, noi nu ne dăm demisia din PNL. Îi lăsăm pe ei să ne excludă, dar vom lupta pentru drepturile noastre și, practic, contestarea ordinului prefectului a venit ca o consecință a deciziei noastre de a lupta până la capăt pentru ceea ce noi consideram că este de partea noastră, dreptatea este de partea noastră. Și dacă vreți, o luăm cronologic și vă explic de ce. Vreau mai întâi să spuneți ce înseamnă această decizie definitivă, repet, a Tribunalului Constanța, în cazul dumneavoastră, Consiliul Național, filiala Constanța. Păi ar trebui să-i întrebați pe ei, adică pe cel care conduce în momentul ăsta biroul județean al Partidului Național Liberal, domnul Bogdan Huțucă, pentru că eu nu am înțeles cum de un om de calitatea profesională, care am înțeles că este categoric, da, așa, fără dubiu, și-a asumat o semnătură pe un act. Probabil că cei de la biroul local municipal, atunci când ne-au exclus, au greșit. Noi aveam două căi de atac. Era odată Comisia de Arbitraj Județeană și dacă și aceia ne respingeau cererile, mai aveam o cale de atac la Comisia de Arbitraj Național, centrală a partidului. În statutul partidului se prevede că aceste două căi de apel, deci Comisia Județeană de Arbitraj și Comisia Națională de Arbitraj, sunt instituite tocmai pentru că este posibil ca din motive personale anumite persoane să fie nedreptățite, cum ni s-a întâmplat nouă la Constanța, și noi să ne cerem mai departe să cerem dreptate la forurile superioare, care probabil că au altă putere de analiză. Știți exact cum există și în justiție. Există un tribunal, o curte de apel, o înaltă curte și așa mai departe. Exact. Bun. Ei bine, la un moment dat, pe acest lanț, cei de la Constanța au luat decizia să nu ne mai permită să cerem dreptate la curtea județeană, la Comisia Județeană de Arbitraj, și nici la cea națională, practic au scurt circuitat acest demers, înștiințând prefectul că, domnule, ăștia sunt excluși din partid. Deci puteți să faceți ordin către Consiliul Local să fie scoși din funcțiile de consilieri.
V-am explicat data trecută că la Da. prefect a venit o hârtie nesemnată inițial, după care prefectul a trimis-o înapoi la partid și a semnat-o domnul Huțuca. Corect. Repet, dumnealui știind că noi n-am urmat toate căile de atac. Și atunci mă întreb, cum Dumnezeu se face ca un om care este deputat, șeful biroului județean, să-și asume o astfel de grosolănie, un astfel de abuz? Acesta, din punct de vedere legal, se numește abuz în funcție, domnule. Și uz de fals. Pentru că el a înștiințat în fals prefectul că noi suntem excluși din partid definitiv. Asta pentru că nu Nu există parcursese o toate excludere etapele. definitivă la Comisia Centrală de Arbitraj. Acest lucru l-a constatat Instanța, tribunalul da. și a anulat ordinul prefectului. La ora actuală, mandatul pe care l-ați deținut dumneavoastră, cred că este în posesia domnului Florin Gavrilă. Ce înseamnă concret? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze Consiliul Local Municipal Constanța, în urma deciziei definitive a Tribunalului Constanța cu privire la mandatul dumneavoastră de consilier. Pentru că, practic, dumneavoastră aveți dreptul la mandatul acesta de consilier, conform Da. deciziei instanței. Chiar în seara asta m-am consultat cu un prieten de-al meu, un avocat exact pe litigii de drepturile administrative, fiscale, dreptul pe piața muncii și mi-a spus că teoretic noi trebuie să înștiințăm Consiliul Local de anularea ordinului prefectului. Situația din punct de vedere juridic și administrativ trebuie să revină la momentul în care, dinainte de ordinul prefectului, deci practic trebuie să, nu știu, să se facă o hotărâre de consiliu prin care să fim reintroduși pe funcțiile de consilieri, să ni se dea înapoi toate drepturile pierdute în acest, pentru că noi am fost scoși abuziv. Deci prin această hotărâre rezultă că noi am fost scoși abuziv din Consiliul Local. Mai mult decât atâta, prin acest ordin, repet, emis în urma unei înștiințări false din partea domnului Huțucă, Consiliul Local Constanța a fost prejudiciat în acest interval de timp de niște decizii care poate cu noi acolo în Consiliu ar fi fost altele. Deci a prejudiciat inclusiv o instituție publică locală prin hotărârile care s-au luat în lipsa noastră acolo. Dumneavoastră ați intrat în Deci, posesia din punct de acestei. vedere juridic, ne vom Da. consulta mai departe ce trebuie să facem, din punct de vedere administrativ, asta este calea. Deci, practic, dumneavoastră trebuie să vă reluați mandatul în primire. Numai că Păi, dacă noi am asta fost scoși abuziv presupune. de acolo, ar trebui să se revină la punctul în care nu era ordinul prefectului sau. Cam așa ar trebui. Bun, deocamdată, Partidul Național Liberal Filiala Constanța a înregistrat un eșec în această încercare de a vă exclude din partid. Practic, dumneavoastră ar trebui Nu. să reveniți în partid ca și consilier al Deci, aceleiași formațiuni politice. ascultați-mă un pic. Decizia lor de a mă exclude din partid este una. Ea încă trebuie să-și urmeze calea. Deși au trecut toate termenele. Teoretic, noi ne-am adresat Comisiei de Arbitraj, ar fi trebuit să primim un răspuns de la Comisia de Arbitraj, au trecut toate termenele legale. Deci ei, în momentul ăsta, sunt într-o situație cam fără ieșire. Deci, practic, dumneavoastră, la ora actuală, sunteți membru al Partidului Național Liberal. Da, din punct de vedere strict al legii și al statutului, sunt membru al Partidului Național Liberal, pentru că nu au existat aceste două comisii, n-am urmat toate căile de atac. Practic, asta punctează această hotărâre a tribunalului. Că înștiințarea dată de domnul Huțuca a fost dată în fals. Dumneavoastră ați intrat în posesia acestei decizii definitive a Da. Tribunalului Constanța. Din momentul respectiv, ați încercat să luați legătura cu colegii noastre liberali, să le Nu, spuneți cum stau eu nu. lucrurile, că practic, Deci, noastră, noi am acum contestat sunteți în justiție ordinul prefectului. de acord. Justiția ne-a dat dreptate. De acord și asta. Numai că mandatul pe care dumneavoastră l-ați deținut este mandatul pe care l-ați obținut ca urmare a prezenței dumneavoastră pe Exact. lista Și am fost scoși Partidul abuziv din Național această Liberal funcție. în Trebuie să alegerile fim puși locale. în funcție de consilieri. Deocamdată suntem membri ai partidului. Cum Este credeți că problema va... partidului ce face mai departe. Cum credeți că vor reacționa? Dar Cum credeți că vor acționa în situația aceasta? păi n-au decât două variante din punctul meu de vedere. Să-și asume greșeala,
Știți că o greșeală pe jumătate asumată este pe jumătate iertată. Da. Ar trebui să și-o asume, doamne. Sau să persevereze în ea și să se înfunde și mai rău. Pentru ce-ar că, putea repet, să, ce înseamnă a persevera? Doamne, ce-ar putea să facă? Păi nu știu. Cine știe ce mai duce mintea să mai facă? Dacă ei au mers până acolo încât să ne scoată din partid pentru că am criticat niște indivizi dubioși ai acestui partid, da? Ei să se confunde cu partidul, să nu am criticat partidul. Nu, n-am criticat Partidul Național Liberal. Eu de când mă știu sunt membru al acestui partid. Și prin natura meseriei și prin natura principiilor mele mă consider liberal chiar dacă nu în PNL-ul lor. Să fim serioși. Deci eu n-am criticat Partidul Național Liberal. Am criticat niște indivizi care și-au însușit acest partid. Știți bine la organizația locală, municipală, cum au trucat alegerile. Și după aceea, bineînțeles că deveneam persoane incomode în Consiliu. Au încercat în Consiliu să scape de cei mai incomozi, oamenii care nu puteau fi manipulați. Și să-și ducă mai departe interesele personale acolo. Că, până la urmă, asta au încercat ei să facă. Să pună mâna pe domnul Mușcină, din momentul în care a devenit șeful organizației municipale, a vrut să fie și liderul grupului de consilieri. Dar nu ca să ne consultăm, ca să ordone. Și aici am aflat ce interese are el, ce interese are el. Ori noi nu suntem genul ăsta de oameni. N-am intrat în politică să fac combinații cu Mușcină. Sau practic, cu Boroianu. Acum, Partidul Național, problema lor, doamne, liderii acestui formație sunt pe jar, pentru că trebuie să rezolve asume, situația aceasta. Da. Dacă sunt maturi politic, în al 13-lea ceas, să-și asume aceste abuzuri. Unul din ei, toți trei, nu știu, cineva trebuie să-și asume aceste abuzuri. Bun. Și știți de ce vă spun asta? Vă rog. Doamnă. Eu niciodată de când sunt eu, n-am fost într-un tribunal. Poate nu vă vine să credeți. V-a oferit partidul ocazia să vedeți cum este. Nici penal, nici administrativ, nici din niciun punct de vedere. N-am fost într-un tribunal. Nu mi-a... N-ați avut timp de așa ceva, da. Nici nu sunt genul care să fac rău deliberat. Încerc eu să fiu la bunul samaritan și să le explic oamenilor, domne, vezi că ai greșit aici, nu insista. Înainte de decizia domnului Huțucă de a convoca biroul județean ca să confirme decizia biroului politic local de a ne exclude, am încercat să iau legătura cu el pe Facebook, să-i spun, domnule, se face un abuz. Oamenii ăștia fac un abuz. Haideți să vedeți despre ce calitate de oameni este vorba, să vă convingeți dumneavoastră personal de noi, nu duce din ce vă spun ei. Am încercat asta, să-i spun domnului Huțucă că se face un abuz. Mi-a răspuns în doi pere așa, ca și când, lasă-mă că știu mai bine ce trebuie făcut în partidul ăsta, ca să nu mai este voci ca ale voastre care să se ridice și să fac eu ordine în partid și nu știu. Bine. Mai departe, tot ce a făcut dumnealui, inclusiv faptul că a semnat hârtia aia așa, pe NV, fără să se consulte cu noi, fără să vadă lucrurile, să asculte și cealaltă parte. Dumnealui, asta este un principiu de bază în justiție. Ascultă și cealaltă parte. A semnat hârtia și se asuma toate lucrurile astea. Și mai e problema lor, nu? De acord. Acum, pe de o parte, dumnealui problema lor, trebuie să răspundă că este și parlamentar, și șeful biroului județean, și membru niște comisii din astea de economice, nu? Așa. Cum să ai încredere într-un asemenea om când el abuzează în condiții în care este înștiințat? Domnule, nu face lucrul ăsta și el o face deliberat, ostentativ. Bun. În momentul acesta, partidul are o problemă, organizația PNL Constanța, în sensul că trebuie să rezolve într-un fel sau altul situația, dar totodată recuperarea acestui mandat de către dumneavoastră presupune o colaborare a dumneavoastră cu Partidul Național Liberal, în contextul în care ar trebui să colaborați cu persoanele care v-au exclus. Cum vedeți situația aceasta? Aici dumneavoastră faceți o confuzie ca și alții. Eu n-am nicio problemă cu colegii mei consilieri. N-am avut nici înainte. Da? Iar a defini Partidul Național Liberal prin domnul George Mușcină, Robert Boroianu sau domnul Bogdan Huțucă e o greșeală. Din punctul meu de vedere ar trebui, practic, ca domnul Huțucă, în urma acestui abuz
El și-a pierdut credibilitatea de lider al acestui partid. Fie să-și dea demisia, fie să fie demis de biroul politic județean. Păi și atunci? Atunci cum rezolvăm o problemă când ai greșit deliberat? Justiția spune, domnule, ai greșit. Păi că recunoaște. Să se țină. Și așa cum spuneați mai devreme, și? O greșeală recunoscută e pe jumătate iertată. Și cineva trebuie să plătească, nu? Pentru că, atenție, vedeți dumneavoastră, abuzul în funcție și uzul de fals sunt chestiuni penale. Ele nu sunt niște chestii așa de, hai să... Bine, aici vorbim de un abuz într-o funcție politică, care nu știu cât de mult este luat în considerare. Doamne, aceste partide... E adevărat că n-ar trebui să existe. Asta dacă e altceva. Dacă asemenea ușurință genul ăsta de abuzuri, nu uitați că aceste partide se doresc formatoare de oameni de stat, doamnă. Aceste partide numesc miniștri. Corect. Aceste partide numesc în final candidatul la președinție. Perfect, adevărat. Și așa mai departe. Și girează, și astea, da. Toate, dacă sunt conduse de astfel de oameni, păi mai departe calcă în picioare destine, doamnă. Da. Și mai departe ne afectează viața tuturor. Mișcarea aceasta... Aici este o problemă, ce s-a întâmplat aici, da, este o chiar la scară mică. Dar imaginați-vă că astfel de oameni se comportă la fel și la scară mare. Și cu legile țării, atunci, și cu principiile democrației, și cu respectarea drepturilor omului. V-am explicat, e o chestie la scară mică, dar la scară mare ei tot așa gândesc. Și atunci câtă credibilitate să mai ai? Da. Păi da. Doamnă, nu uitați că în străinătate. Noi dacă mergem pe indulgența asta, lasă în străinătate pentru că nu știu ce ministru din Finlanda și-a folosit cardul de serviciu, ca să cumpere copilului o jucărie, a trebuit să-și dea demisia, da. Deci cardul personal de serviciu și l-a folosit ca să cumpere copilului o jucărie. Da. Păi, cred că noi mai avem până ajungem în situația dacă aceea. Acolo se merge cu exigența până acolo la și noi acceptăm ca unul care... Mult. Ce, bă, ce contează statutul partidului? Și eu semnez eu și o să vezi tu ce-ți faci. Și e deputat, e șeful unor comisii și vrem să fie... Da, e adevărat și acest aspect. Însă trebuie eu cred să dea că niște răspunsuri, corect? Probabil că vă da niște răspunsuri. Probabil că în sfârșit le-am atras vor atenția. Asuma această decizie a instanței și se vor conforma. Asta în cazul cel mai fericit. Atenția. Pentru că... Păi mai departe ce ar putea să facă? Să abuzeze în continuare? Să fiu sinceră, să calce în picioare exclud... decizia unui tribunal nu. Definitivă? Nu, dar nu exclud și varianta de a reîncerca această excluzie noastră din partid. N-ar face decât să fie perseverenți în prostia care au făcut-o și să se afunde și mai rău. Pentru că în imaginea așa colegilor mei liberali, să știți că din seara în care am fost înștiințat de chestia asta și au fost înștiințați și colegi, am primit foarte multe telefoane de încurajare. Iar ei dacă vor merge cu perseverența mai departe, ei au de pierdut, doamnă. Nu eu. Eu n-am nimic de pierdut în toată chestia asta. Eu mi-am exprimat de la început intenția, mi s-a dat dreptate, ei dacă vor merge pe aceea speță n-au cum să meargă, că trebuie să inventeze altceva. Cine știe? Găsesc? Păi n-au decât să se afunde și mai rău în... Mi-amintesc foarte bine că excluderea noastră din partid și a domnului Călimite, menționez faptul și pentru telespectatori că am încercat să luăm legătura și cu domnul Horia Călimite. Vineri am vorbit cu dumneavoastră, în principiu a spus că va intra telefonic, numai că mei colegi din regie îmi spun că încearcă să ia legătura cu dumnealui și practic se pare că este în afara ei de telefonie. Probabil că, din câte știu eu, urma să plece din țară. Bănuiesc că a plecat zile, și de aceea da. N-a mai putut să intervină. Dar vom vedea după ce instanța se va pronunța și în cazul dumnealui cum stau lucrurile. Cert este faptul că acest demers privind excluderea dumneavoastră a avut loc, din câte mi-am zis, înainte de desemnarea domnului Ludovic Orban ca președinte al Partidului Național Liberal. Din câte știu, pe 21 iunie, parcă. Cam așa. Da. Sper să nu greșesc. În contextul acesta, este inevitabil să nu vă întreb dacă sub conducerea domnului Ludovic Orban, direcția Partidului Național Liberal este una în care dumneavoastră vă regăsiți. Pentru că asta contează foarte mult la ora actuală.
Da, doamnă, sincer vă spun că nu mă regăsesc. Și vă am explicat, vă mai explic de ce. Între timp, după cum știți, domnul senator Virgil Chițac și-a dat demisia din PNL pentru că dumnealui, având un contact mai strâns, mai apropiat cu oamenii ăștia de la nivel central, a realizat calitatea acestor oameni. Și că acest partid, în actuala conjunctură, nu poate fi reformat. Pur și simplu. Sunt niște clici acolo care s-au văzut cocoțate pe... și nu vor să reformeze nimic. Se mulțumesc că în locul ălorlalți dinainte sunt ei, pentru că altfel... Cum să-ți explici faptul că ei sunt informați? Uite, dumne, ce se întâmplă acolo. Considerați că de aceea nici Comisia de Arbitraj la nivel național nu a luat nicio măsură? Nu, Comisia aia, ca să ia vreo măsură, întâi trebuie să trecem de Comisia. Trebuie mai întâi să aveți venitul de la nivel județean, da. Da, corect. Și doamnă, și mai mult decât atât, știți ce prevede statutul? Că trebuie respectate niște termene. Deci există 10 zile acolo, 30 de zile acolo, încă 10 zile acolo, încă 30 de zile acolo. Ori astea au trecut de mult. Bun așa. Păi și? M-am spus că dacă continuă cu demersul ăsta, nu fac decât să se afunde și mai mult în încălcarea statutului. L-au încălcat odată, au greșit, ar trebui să-și asume chestia asta, dar dacă continuă cu demersurile astea, se afundă și mai mult. Pentru că tot ați amintit pe domnul senator Virgil Chițac, este știut faptul că dumneavoastră sunteți prieteni, și v-ați înțeles și vă înțelegeți foarte bine. Veți continua colaborarea cu dumnealui, având în vedere că dânsul a demisionat din partid? Da. Nu ar putea fi interpretată această atitudine noastră ca un soi de discutați cu cel care, iată, a plecat din partid, a trădat. A trădat? Cum spun unii. Unii ce au spus. Da, noi considerăm că partidul este trădat sistematic și toate principiile liberale de niște indivizi care vremelnic ocupă niște funcții în acest partid. Să știți. Pentru că și eu am intrat în PNL mai de mult, e adevărat, și domnul Chițac, crezând undeva în interiorul nostru așa, că este partidul cel mai respectabil din România și care se suprapune cel mai bine peste principiile noastre, peste formatul nostru intelectual și așa mai departe. Și am constatat, din păcate, că niște indivizi din interiorul acestui partid, vremelnic așezați în niște funcții de conducere, minează sistematic toate aceste principii și toate aceste statutul însuși îl minează sistematic. Și să apropo fie toate de domnul... aceste atitudini cu subobladuirea actualei conduceri centrale. Păi, haideți să vă spun ceva. Domnul Chițac și-a dat demisia din PNL, da? Dumnealui este șeful Comisiei Parlamentare NATO din Parlamentul României. Da. Recent a avut loc la București un summit NATO, da, unde s-a întâlnit cu domnul Stoltenberg și cu alți oficiali NATO. Acest summit a avut un succes deosebit. Văzând ei cam ce calitate de om este, bineînțeles că l-au băgat în față pe Chița, care se pricepe și la normal tot ce înseamnă geopolitică și strategii militare și un om de bună credință, un om fără nimic foarte apăsător în spate, așa. Acum, dumnealui fiind și în Comisia de Transport, l-au trimis tot pe el la Budapesta. Da, știu că am vrut eu să-l invit să unde este și era o plecat. Comisie pentru țările dunărene, care, așa, și tot. Deci, iată, deci, Parlamentul României îl trimit pe el, să-l folosesc în toate comisiile astea, ca fiind un om cu ținută, un om care știe să vorbească, un om foarte informat, un om foarte cultivat. Și PNL-ul își permite îl consideră un trădător pe un om ca și Chițac? Au o problemă. Da. Iar dacă mă întrebați pe mine dacă voi colabora... Da, da. O spun sincer, nu am nimic de ascuns aici. Voi colabora cu domnul Chițac la o nouă structură, hai să spunem așa, locală, socială deocamdată. Socială deocamdată pentru ca cei din PNL să nu mă poată acuza că faceți politică, da. Așa? Și vom vedea mai departe ce iese de aici. Am înțeles. Revenind la statutul dumneavoastră de consilier local municipal, în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. Mai avem până acolo. Trebuie să se întrunească... Deci noi vom informa secretariatul Consiliului Local, da. Consiliului Local despre situație. Mai departe, secretariatul trebuie să
facă o hotărâre de Consiliu prin care să se reia, practic, așa, prejudiciul în cazul nostru trebuie să ni se... Pentru că, repet, noi am fost scoși abuziv. Deci, practic, ar trebui să... Să ni se dea din urmă toate drepturile care ni s-au luat în mod abuziv. Doamnă, această hotărâre definitivă spune că cei doi consilieri locali au fost scoși abuziv din Consiliul Local de un ordin al prefectului înștiințat în mod fals de domnul Huțucă că nu mai suntem membri ale acestui partid. Deși, repet, nu se urmaseră toate căile de atac scrise în statut. Noi am fost scoși din partid, am fost dați afară din partid pe motiv că încălcăm statutul, criticând anumite persoane din PNL. Ori noi, ei, după aceea, încalcă și mai grosolan statutul, ne dându-ni se dreptul de apărare. Chestie pe care o constată cine? Justiția. Tristă situația. Deci avem o problemă. Foarte, de credibilitate. Foarte mare problemă. Da. Păi și ne punem problema. Dom'le, dacă cumva te-ai grăbit, ai judecat greșit când ai informat prefectul, nu cumva te-ai grăbit și ai judecat greșit când i-ai dat pe ăștia afară din partid? Nu cumva există pe undeva o autosuficiență și o autoaroganță foarte mare la acești oameni? Asta trebuie. Dacă n-au dialog cu noi, doamnă, cu consilierii, n-au dialog cu Chițac, care este senator, cum să aibă dialog cu oamenii de rând, cu simpli membri ai PNL-ului? Mai că au dialog, dar cu cei care sunt doar în structura de conducere a filialelor. Da, principale, ei, respectiv județeană. Considerându-se că ei sunt lideri și ei, fiind reprezentanții celor mulți, pot lua decizii. Păi ce, doamnă, suntem la România Mare? Numai acolo era așa. Să găsesc o explicație. Suntem la Partidul Național Liberal. De fiecare om în sine este o entitate, un autodidact, un om care s-a format și profesional. Și nu suntem la România Mare. Haideți să încercăm să facem un scenariu. V-am propus, de fapt, și data trecută și vedeți că s-a adeverit. Probabil că se va adeveri și asta, probabil. Vă ascult, că într-adevăr ați avut flair chiar mai mult decât am avut eu. Bun. Vă reluați, vă preluați mandatul înapoi și va trebui să activați în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. Da. Cum veți colabora cu consilierii din cadrul PNL și care va fi atitudinea dumneavoastră în momentul clar când trebuie să sunt votate proiecte supuse votului? Am fost liderul consilierilor PNL. Corect. Da? Da. Bun. Am fost votat de colegii mei la vremea respectivă liderul consilierilor PNL. Și din postura asta i-am deranjat foarte mult, pentru că eu nu sunt genul de om pe care să-l manipulezi. Așa ar trebui să fim toți. Așa ar trebui. Ăsta ar fi probabil un alt motiv pentru care m-au vrut scos de acolo. Acum revin. Eu cu colegii mei, liberal, n-am avut niciodată o dispută. Adică s-ar putea să vă vedem iarăși și inclusiv în postura de lider al consilierilor PNL? Nu doresc să mai fiu lider al consilierilor. Vreau să fiu coleg cu ei. Da? Eu n-am avut dispute cu colegii mei. Am avut dispute cu acest mușcină care, în momentul în care a ajuns șeful biroului municipal, s-a autointitulat el lider fără să fie ales de colegii noștri în postura asta, peste mine, și a început să ia decizii și să ne ordone cum să votăm. Ori eu n-am acceptat așa ceva. Da, pentru că, repet, maniera în care văd ei lucrurile, vor să se servească de consilierii local, municipal, PNL, în interes personal. Totul a pornit de la acel proiect minunat privind trecerea administrației publice locale, primăria Constanța, stadionului. A stadionului, exact. De acolo, exact. De acolo a început. O săptămână înainte, domnul Mușcină, care era și consilier județean, votaseră ei împreună acolo, ca stadionul să treacă în subordinea Consiliului Județean. Da. Noi, cei de la municipiu, ne-am întrunit și am fost de acord, colegii liberali, nu, domnule, ar trebui să treacă la municipiu așa cum există în toată lumea civilizată. Stadionul orașului să fie al municipiului, nu al Consiliului Județean. Ba mai mult decât atât, să știți că fonduri europene se pot lua mult mai ușor dacă stadionul e al municipiului decât al Consiliului Județean. Asta așa ca o paranteză și pentru cei care se întrebă, exact, de ce. Domnul Mușcina a considerat că decizia noastră, luată, a spus el, la influența mea, îi contrazice lui autoritatea, că el nu era doar consilier județean, era și liderul organizației municipale. Și cum adică luați voi decizia peste ce am hotărât noi acolo?
A, deci, zis, practic, că subminați exact, poziția în poziția. Filială? Și am zis că așa este firesc, așa este normal să gândim. Și știți cum au dat-o? A, păi dacă ați dat-o așa, înseamnă că votați cum votează PSD-ul. Păi zic, voi cu o săptămână înainte, când votați. Ați fost s-o preluat la conștiință, n-ați votat cum a votat PSD-ul? Da, și știu n-are că l-am avut în emisiune pe domnul Mușină și atunci a aruncat pe piață o știre falsă de altfel, pentru că după aceea s-a confirmat, potrivit cărea votul acela dat în Consiliul Județean, l-avem încă emisiunea, ar fi fost dat ca urmare a unor distensiuni între președintele Consiliului Județean și primarul municipiului Constanța. Exact asta a spus atunci în emisiune. Nu mai contează ceea ce spune. A fost și mai... Contează că el a considerat că i-a subminat autoritatea și din momentul ăla mi-a spus, poți să te dau afară? Păi dacă tu crezi că e partidul tău, l-ai adus tu de acasă, dai afară. Și dacă ceilalți din partid consideră că poți să faci ce vrei tu în partidul ăsta? Și știți de ce este penibil ce a făcut? Ulterior, noi n-am mai fost acolo. Da? Iar s-a pus pe ordinea de zi unde se duce stadionul și s-a votat de data asta. PNL-ul a votat, da, domnule, merge la municipiu. La municipiu. Deci vedeți, ăsta a fost doar un motiv ca să se ia de noi. N-a fost conduită politică. Pur și simplu n-a stat în picioare. Fost, pur și simplu au fost niște orgolii de un individ mărunt ajuns în politica locală. S-a plecat să deranjat mult și de asta și domnul Călimintă. I-am deranjat pe ei, doamne, nu mulți. Păi nu, asta am spus. I-ați deranjat mult. Ei consideră că partidul ăsta este un fel de SRL. Cu ei în frunte, așa am și spus. Este un SRL politic aflat în insolvență morală. Cu ei în frunte. Da. Noi n-am fost votați, doamnă, de cetățenii acestui oraș pe lista aia de consilieri ca și niște numere. 1, 2, 3, 4, 5. Ca și niște nume. Și eu cel puțin, Călininte, iată, Cristi Baisan, oameni cu personalitate. Măi, cât suntem aici, nu ne pătăm noi acum demnitatea și personalitatea pentru niște interese obscure al ăla și al ăla și al Boroianu pe imobiliare, al ăsta. Votăm în interesul cetățenilor cum considerăm că este normal în lumea civilizată. Dacă ei au considerat corect, invers, înseamnă că ei au o problemă, nu noi. Noi așa am văzut lucrurile. De altfel, trebuie să spunem că așa ar trebui să fie atitudinea oricărui consilier, indiferent că în ce comună e sau județ sau... Cum să dai afară un consilier pentru că a votat altfel decât i-a spus șeful de la partid? Când e vorba de interesul comunității, doamnă. Și că este așa, este că, uitați, ulterior au votat toți. Dom'le, da, că s-au considerat că e oricum penibil să voteze, să meargă la Consiliul Județean stadionul municipal. Și apoi colegii dumneavoastră care inițial n-au votat acest proiect, iar ulterior l-au votat, cum au dat ochii cu dumneavoastră și cu domnul Călimintă? Nu știu, nu mă puneți în... Păi e o situație penibilă. Pentru că una ați stabilit, alta au făcut în ședință, iar ulterior a acționat exact cum stabilit inițial. Haideți să vă spun de ce. M-au îndepărtat de acolo. Cu mine acolo, colegii mei aveau mult mai curaj să se opună acestor indivizi. Acum sunt sub o presiune fantastică. Toți. Și probabil că n-au suficient atât de multă determinare. Atât de mult contează un mandat de consilier. Păi pentru mine n-a comparație cu demnitatea ta și cu personalitatea ta, totuși. Despre ce vorbim? Mandatul ăla e pentru 4 ani. Le-am și spus atunci că ne înțelesesem să votăm ca să meargă la... Măi, nu va fi frică, mă. Dacă votăm toți, așa ce o să ne dea pe toți afară, că așa vrea mușcină, că așa. Nu? Unii au căzut la presiunea asta. Iertați-mă, dar eu sunt tentată așa ca om din afară. Analizând situația aceasta, pot să gândesc și altfel. Că așa ați stabilit atunci să votați toți pentru a trece stadionul la... Nu toți, cam 7 din 10. 7 din 10. Bun, tot era un număr considerabil, da? Iar ulterior au votat numai 2. Pentru că... Ceilalți 5... Doamnă, în ședința aia de consiliu... De ce nu? Pe holuri acolo. Practic au făcut joc cu domnul Mușcină. Pe holuri, venise domnul Mușcină și domnul Boroianu și au luat fiecare consilier în parte să-i spună cum să voteze, să-l amenințe, să facă presiune. Eu așa ceva n-am acceptat. Bine, cum să-și permit așa ceva? Nici nu văd ceva? Cum ar fi putut să vă amenințe pe dumneavoastră. Păi nu... Că una e să lucrezi la stat, alta e să ai propria nu, ta... Dar nu se face așa ceva, doamnă. Repet, nu sunt... Eu fac o confuzie. Ei trebuiau să se înscrie la România Mare. Probabil că acolo aveau. Nu la Partidul Național Liberal. Că ulterior istoria ce a demonstrat. Că a fost o greșeală că au vrut să-l treacă la Consiliul Județean și că, iată, este la Consiliul Local. Și doi,
Că a fost o greșeală că ne-au exclus. Și pentru că, pentru că iată, instanța a spus, nu, domnule, ați greșit că ați informat greșit, n-ați avut răbdare să se parcurgă toate căile de atac. De ce nu a avut răbdare, doamnă, să se parcurgă toate căile de atac? Nu știu. De ce și-au dorit atât de repede, răspunsul acesta. De repede să ne scoată de a... Vă dați seama cât de incomozi eram pentru ei? Dar oare nu era mai bine dacă ar fi încercat să judece și așa cum vedeați dumneavoastră lucrurile, că poate nu mai pica un greșeală după greșeală. Păi și cu proiectul, vorba de... și cu excluderea... Este vorba de niște oameni. Unul oricum, conduce un holding, dar care în contextul este în insolvență, acesta, celălalt deci... conduce un alt holding și se ceartă cu asociatul lui de acolo de 20 de ani. Asociații au început să se certe, să se dea primire la instituții penale și așa mai departe. Niște oameni cu orgolii foarte mari exacerbate, care acum și le proiectează pe partid. Domnule Zan, ei și imaginează. Dar acest orgoliu și această teamă că dumneavoastră le-ați subminat puterea în cadrul organizației PNL Constanța, scuzați-mă, dar mai degrabă și-au subminat singuri această putere prin ceea ce exact. Au făcut. Asta din moment ce instanța a decis ceea ce a decis. Domnului Huțucă, în al 12-lea ceas atunci, domnule Huțucă, nu te ralia cu genul ăsta de oameni. Mai crede-mă, îi cunosc pe colegii mei și haideți să stai de vorbă, să vezi că avem dreptate. N-a vrut doamna să stea de vorbă cu noi. Ba mai mult decât atâta, n-a mai avut nici răbdare să parcurgă etapele astea. A semnat el hârtia să plece la prefect, asumându-și, repet, această informare în fals, pe care a constatat-o justiția și ne-a dat dreptate. Veți încerca să discutați măcar, bun, cu domnul Mușină știu că nu vă aveți pe bune, dar măcar cu domnul Huțucă veți încerca să discutați, pentru că aveți decizia deja. Să-i spuneți, domnule, ce facem acum în partid? Eu? Cum? Eu? Acționăm. Eu am încercat, domnule. E rândul lui acum. Eu, și ca membru PNL la vremea respectivă, și am încercat. În condițiile care vă vor contacta. Spus, nu-mi place să fac, nu-mi place să ajung pe plângeri, nu-mi place. Am încercat să o luăm, n-a vrut să asculte. Atât de arogant, atât de autosuficient, atât. A scurcircuitat totul, călcând legea, statutul și legea, iată, în picioare. Și acum eu ce să zic eu? Dar dacă vă vor contacta, care va fi, cum va fi relația dumneavoastră cu acești oameni? Cum veți putea depinde cum pun problema. Colabora. Depinde cum pun problema. Adică, ce ar putea să spună? Și dumneavoastră cum ați răspunde? Păi mai nu știu, v-am spus depinde. Haideți să vedem. Încercați să vă imaginați că se apropie ședința de Consiliul Local Municipal. Doamne, încercați să vă imaginați că sunteți de deja în Consiliu. Asta e altă și discuție. Atunci, eu ca și consilier, așa cum am făcut și în Comisia de Urbanism, și în Comisia aceea cu bisericile, consider că mi-am făcut datoria față de cetățenii acestui oraș. Eu nu sunt acolo să-mi fac datoria față de interesele lui ăla și al lui ăla de la PNL. Cu atât mai mult cu cât eu consider că ele contrastează flagrant cu principiile mele și cu... Deci, practic, votul noastră în Consiliul Local Municipal Constanța va fi independent. Nu, va fi în interesul cetățenilor acestui oraș. Da, probabil că independent dacă, în sensul că s-ar putea foarte bine în unele situații de la PNL nu... vor fi pe aceeași lungime de undă, da, n-am nimic împotrivă. Să știți că n-a fost singurul vot atunci când am votat... A mai fost o discuție în care una dintre colegele noastre a zis ea că ar trebui să votăm altfel, eu am contrazis-o și eu am votat altfel. Și am explicat, băi, greșești aici. În analiza asta greșești. Dar cum să-ți vină o idee așa primind SMS în momentul ăla, fiind în ședință, primești SMS de la domnul, băi, dar ce mă, ăștia sunt genii economice, sunt, au luat vreun premiu din ăsta, au luat vreun premiu Nobel pentru economie și nu știm noi? Nu votați așa acum că așa a zis... Mușcina, pe bune? Păi asta pot să o manipuleze pe list. O colegă, pe altă colegă, dar nu pe mine, pe Horia Căliminte, pe... Să fim serioși. E trist ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că orice elector, orice participant la scrutin își imaginează că își desemnează acolo niște oameni, sau speră, mai bine zis, nu își imaginează, că își desemnează niște reprezentanți în Consiliul Local, în Consiliul Județean, care, într-adevăr, să le reprezinte interesele. Ori din tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră și ce ne-ați spus de-a lungul timpului, trage concluzia că, de fapt, și de drept acolo avem de-a face nu cu niște consilieri ai constanțenilor, ci cu niște consilieri politici care fac ceea ce le dictează
Șeful politic. Niște indivizi care conduc vremelnic partidul. Păi atunci înseamnă că mă face să-l citesc pe primarul de la Meren, pe care l-am avut cu câtva timp în urmă și mi-a demonstrat aici foarte tacticos că, de fapt, și drept o primărie se poate conduce și fără Consiliul Local. Cam așa ar vrea și ei pe aici, dar... Doamna, ei știți ce ar vrea? Pentru ei, noțiunea asta de democrație este o noțiune, să spunem așa, abstractă. Când le convine, o acceptă, când nu le convine... Dar vorbim de Partid Național Liberal. De asta e mai grav. De asta e mai nu grav. Nu vorbim pentru de PRM, nu vorbim ei, de alte ei partide. Se complac în tot ce a făcut PSD-ul până acum. Sau cum era un EPR-ul care, dacă spunea Oprea drept, drept stăteau toți. Deci, totuși, discutăm despre liberali. Și toată această organizare cu Consiliul Local, cu... Ei ar vrea așa un fel de organizare de fațadă, prin care publicul să creadă că, da, hotărârea a fost luată în Consiliu și consilierii și de fapt, să decidă 2-3 oameni. Cum de altfel s-a întâmplat în orașul ăsta în ultimii 20 ani, m-am mai spus eu, triada da. Care a făcut rău acestui oraș. Ăștia au decis. Iar ceilalți să se execute. Până acum erau cam marionete, cam făceau. Ei, au ajuns vremurile, să spunem așa, să pătrundă printre consilieri și oameni cu alt format, altă... Și au spus, noi, stop! Deci, uitați, cetățenii mai vor și trage asta o concluzie, și asta că și asta. Iunie, când dumneavoastră și domnul Căliminte n-ați mai activat în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, tot ceea ce a votat aleșii locali din partea PNL a fost dorința liderului lor politic. Din păcate, cam așa s-a întâmplat. Știți recenta poveste cu Polarisul? Da. În care efectiv au căzut în penibil. Efectiv au căzut în penibil. În 48 de ore și-au modificat. Da, s-au schimbat. Au de la 180 la 180 tot de grade. Radical opusă, da. Și după aceea, nu, ce s-a întâmplat? Liderul, patronul firmei este arestat de DNA și din nou cad în derizoriu. Da. Păi, doamnă, și-au făcut-o cu mâna lor, ca să zic așa. Nu, da, nu prea reușesc să-mi... Sincer, să fiu, nu prea încerc să-mi imaginez cam cum va fi atmosfera în Consiliul Local Municipal Constanța cu dumneavoastră acolo și cu domnul Căliminte. Și parcă văd că veți face o opoziție cruntă. Nu știu de ce. Păi ce mai avem de pierdut? Măcar să știe cetățenii orașului că împreună cu Horia Căliminte, cu Andrei Popescu și cu cine vrea să se mai ralieze cu noi, în sfârșit să le apărăm interesele 100%. Fără interesele imobiliare ale PSD-ului, fără interesele imobiliare ale PNL-ului, fără interesele imobiliare ale bisericii, cetățenii în primul rând și drepturile lor, pentru care plătesc taxe și impozite, că suntem stat de drept. Așa e. Plătim taxe și impozite, dar mai avem de așteptat multe. Cam, bun, decizia o aveți, cam care ar fi termenul, pentru că tot vorbeați de termene, că fiecare acțiune are un termen de rezolvare într-un fel sau altul. Care ar fi termenele, etapele pe care trebuie să le parcurgeți pentru a reintra în posesia mandatului? Sincer, nu mă pricep exact la termene. Eu o să iau mâine, o să iau de la doamna avocat decizia, că ea a fost la tribunal și a luat-o. Așa. O să o duc la Consiliul Local, la doamna Enache, la secretarul Consiliului Local. Iar ei mai departe știu ce au de făcut, din punct de vedere administrativ. Sper să nu se joace cu această hotărâre definitivă, că o colegă de-a dumneavoastră ziaristă mi-a zis, dar dacă nu va pune pe ordinea de zi și va tergiversa... Asta vreau să vă spun și eu, exact. Va tergiversa... Să tergiverseze. Păi atunci... Practic, cei care vor proceda, eu nu vreau să fac a priori un proces de intenție cuiva, dar dacă vor face așa, se expun ei penal după aceea lucrurilor, pentru că această hotărâre definitivă trebuie să ducă lucrurile în punctul dinainte de ordinul prefectului. Da, și normal și legal, orice decizie a instanței definitivă trebuie pusă în aplicare și trebuie exact. Respectată. Exact. Dar, din păcate, știm foarte multe situații în care nu s-a ținut cont de deciziile instanțelor. Și ne gândim aici la profesorii care au de recuperat niște bani și nici acum n-au reușit să recupereze și multe, multe altele.
Aici este o... un referendum care iarăși nu s-a ținut cont de el, în care românii spuneau că vor un parlament din 300 de persoane și iar nu s-a ținut cont de el. Din nou pus în deci, votul ce parlamentului vorbim? Și deci, s-a precedente, chestia asta, da. Cazuri precedente avem de acest gen avem. Nu știu exact ce se întâmplă pe linie penală cu chestia asta, dar este posibil ca ulterior, dacă nu se pune în aplicare această hotărâre, anumite decizii ale Consiliului Local să le contestăm. Să fie nule, da. Pentru că asta nu pentru ați exersat dreptul, da. Pentru că știți că așa mi-au spus când a venit ordinul prefectului de a ne scoate din Consiliu, ne-a spus, băi, domnule, există o contestare la chestia. Nu mai bine așteptați voi hotărârea din justiție să vedeți totuși ce... Domnule, dar dacă vă menținem în continuare ca și consilieri, este hotările posibil pot fi ca atacate, da. Cei de la PNL să conteste hotărârile de Consiliu cu voi în funcție. Ok? Am acceptat. Dar acum să accepte și ei mai departe că și noi putem să facem același lucru. Minunat. Vom avea de urmărit intens, mai ales că mâine, repet, este termenul procesul în acțiunea intentată de domnul Horia Călimite, exact pe aceeași speță. Repet, eu sunt ferm convinsă că situația de verdictul va fi același, pentru că ar fi culmea. Pe jurisprudență ar trebui ca verdictul să fie identic? Da, pentru că sunt că practic, exact, și speța este identică și ar fi culmea să avem o decizie un fel și alta de alt fel. Mai ales că ar fi diametral opusă. Da, altceva exact, nu există, e ori alb, ori neagră. Pe jurisprudență ar trebui să iasă un verdict similar și mai departe să urmăm împreună. După care să vă luați, să vă reluați mandatele. Între timp vom vedea ce vor face colegii dumneavoastră liberali. De consilieri. Mandatele de consilieri, exact. Repet, între timp vom urmări ce se întâmplă în cadrul Partidului Național Liberal. Știți ce spunea domnul Mușcină? Vă aduceți aminte ce spunea domnul Mușcină în emisiunea dumneavoastră? Că s-a ajuns atât de jos cu acuzațiile și cu situațiile în PNL. A formulat o chestie de genul ăsta. Și încât spunea, mai jos de atât n-avem cum să ajungem. Iată, domnule Mușcină, că se poate ajunge mult mai jos de atât. Mult mai jos și mult mai o situație destul de penibilă pentru Partidul Național Liberal și o situație în premieră pentru Partidul Național Liberal, cel puțin la nivelul județului nostru. Asta este. Domnul Rezeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mă bucur că ceea ce am anticipat s-a întâmplat. Și eu vă mulțumesc. Aștept ce se mai, să văd ce, cum decur lucrurile în continuare și repet și sper să am în platou Radiografiei Zile și un reprezentant al organizației municipale, în speță pe președintele organizației municipale PNL Constanța, domnul George Mușcină, pentru a ne explica și dânsul cum consideră că trebuie să acționeze în această situație și care va fi demersurile pe care le va face. Rămâne de văzut. Noi vă facem invitația și cu drag îl așteptăm aici să ne explice și varianta dumnealui. Mulțumesc, felicitări! Mulțumesc! Încheiem aici ediția în această seară, ne revedem și mâine, aceeași oră, 20:30, cu alte subiecte, tot de ordin politic. Despre ce este vorba veți afla mâine. Până atunci vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută!